Salutare, băieții! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vă prezint steluța secretă din săptămâna 3-a. Această steluță o puteți colecta după ce ați terminat absolut toate misiunile din săptămâna 3-a, iar dacă ne uităm aici la challenges, trebuie să le completați pe absolut toate de aici, adică toate 7. Nu vă uitați la mine, că eu nici măcar nu le-am început, dar voi, ca să colectați această steluță, trebuie să le aveți pe toate completate. După ce le-ați completat pe fiecare dintre acestea de aici, o să vă apară la locker undeva aici, la loading screen-uri, o să vă apară un loading screen din săptămâna 3-a. Acest loading screen din săptămâna 3-a este acesta de pe ecran și putem observa că este scufița roșie, adică skin-ul de scufiță roșie, așa zic eu, care stă cu piciorul pe ultimul skin de la nivelul 100, dar astea sunt doar detalii, adică este pur și simplu un loading screen. Dar dacă ne uităm pe hornul casei, care este în spate de tot, se observă foarte, foarte nasol, nici măcar eu nu l-am observat la început, este o steluță secretă, adică apare acolo sus. În această poză este doar un watermark, adică este imaginea de la steluța aia, dar este luminozitatea foarte nasoală făcută și se observă foarte nasol. Deci vom intra în joc să vă prezint locația exactă. Pentru a colecta Battlestar-ul sau steluța secretă din săptămâna 3-a, trebuie să ajungem exact în Wailing Woods. Mai exact, trebuie să ajungem la casa aceasta care este exact în dreapta de tot în Wailing Woods, iar ea se află exact aici. Puteți să vă orientați după chestia asta de aici, adică după locația asta. Iar aici este casa aceasta, între acești copaci pe aici, foarte ascunsă. Iar aici, pe acest horn, cum era și în acel loading screen, exact aici, vă garantez, exact aici sus, o să apară acest Battlestar. Deci, ca să vă mai explic încă o dată, aici este locația de la Wailing Woods, adică cea din mijloc de aici, iar în dreapta de tot, pe această casă, exact în dreapta de tot, este hornul acesta. Iar aici, în stânga, exact unde mă uit eu, exact, aici va apărea Battlestar-ul secret. Deci puteți veni aici să-l colectați, iar după ce l-ați colectat, este foarte important să nu dați live match, ci pur și simplu încercați să vă ucideți, adică pur și simplu lăsați pe cineva să vă omoare, sau pur și simplu colectați niște materiale, după aia construiți în sus foarte mult, adică nu foarte mult, câteva scări, 5-6 scări, de aici vă aruncați și muriți, dar eu sunt pe playground acum și nu am murit, iar în dreapta apăsați pe Return to Lobby ca să vi se pună misiunea, deoarece serverul nu o să-și dea seama dacă dați live match că voi ați terminat o misiune. Deci de fiecare dată după ce colectați un Battlestar sau un banner secret, trebuie să apăsați pe Return to Lobby. Iar după ce ați apăsat pe Return to Lobby, o să primiți un level la Battle Pass, adică un Battle Pass Tier Up. Dar da, băieți, cam asta a fost tot pentru acest videoclip. Dacă te-a ajutat, nu uita să spargi butonul de like pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!